Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Campioana Farul, locul 8 cu 25 de puncte, o întâlnește pe Petrolul. Locul 6, 26 de puncte, însă o echipă care n-a pierdut decât două meciuri până acum. Este singura care a pierdut atât de puține partide, mai sunt formații care au fost învinse de 3 ori, adică FCSB, Hermannstadt și Oțelul. Este blocat de intervenția lui Takayuki Seto, apoi urmează un șut al lui Budescu. Avem corner. Da, la Budescu trage. Acum Sârbu. Frumos triunghi de pase cu Sârbu eliberat în flancul drept, care centrează. O cer Hens la Cuja. Hagi se gândesc la un posibil contraatac, acum ar fi ocazie, pasă excelentă pe exteriorul lui Fână, 6-2-0, Rivaldinho, Huja, vine și Maier, centrare bună, gol, 2-0 Farul, Luis Munteanu, super contraatac. Tocmai spuneam că la asta se gândesc la contraatac, ziceam că procedează bine, dar iată, e reușit să marcheze după o greșeală de proporții a apărării ploieștene. Trebuie să văd încă o dată cine a pierdut mingea acolo. 2-0 pentru Farul. Al patrulea gol stagional al lui Luis Munteanu. Rivaldinho însă are meritul unui asist perfect. Foarte bună a lui Vână și continuarea lui Rivaldinho în ciuda efortului lui Myers. Luis Munteanu are și el meritul că și-a păstrat calmul. 2-0 Farul. Grozav. Grozav este lăsat să tragă. Mingea a fost ușor de viață de Popescu. E corner. Nu este în cea mai bună formă a Ioani. Și aici mi se pare că pleacă destul de târziu spre minge. Grozav. Ne apropiem de ultimul sfert de oră. Deocamdată Petrolul încă n-a renunțat la luptă.
Și iată aici o frumoasă lovitură de cap expediată de Roman din acea poziție. Foarte bună fază, se face 3-0, înscrie superb Larie. Al șaselea gol al lui Larie, 4 dintre ele din penalti, dar și două din acțiune. N-a mai câștigat Farul cu 3-0 de o grămadă de vreme. De la cel 4-1 din iulie cu Voluntariul, dar atunci a fost un meci cu cântec. Foarte bine Popescu. Apărare inexistentă. Petrol a luat 3 goluri o singură dată în acest campionat și atunci pe teren propriu la cel 4-3 cu FCU Craiova când a condus 2-0 și 4-1. 3-1 înscrie Paul Pap. Cum a spus, meciul tur s-a terminat 3-2 pentru Petrolul. Iarăși, mi s-a părut bună intervenția lui Ioani. Pare că nu pleacă târziu, că împinge greu în picioare. Paul Pap nu scrisese niciodată până acum la Petrolul, ultimul gol datat din iulie 2022. Marcat împotriva Universității Cluj, juca atunci la Craiova. Sincer, cred că putea să facă mai mult Ioani. Nici intervenția lui Dănuleasa nu este grozavă, dar el este un jucător foarte tânăr. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!